jumate, ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic s-a întors în deșteptarea cu premii de până la 4.000 de euro în fiecare săptămână. Astăzi avem 800. E o zi de luni frumoasă. Cosmin din Pitești are șansa să deschidă balul. Bună dimineața, Cosmin! Neața, Cosmin! Bună dimineața! Ne place de tine, că ești, ai un tonus foarte bun, așa simt. Sunt super fericit că încerc de mult timp să intru cu voi în direct. Iată că s-a întâmplat. Și să înțeleg că e prima oară. Dacă se aude, da, dacă se aude un țăcănit, să știți că sunt cu avariile puse în mașină. Bravo. Excepție. Ești în față pe avarii. Și mergi cu mare viteză printre alte mașini. Nu, chiar am oprit că am trecut de accidentul de pe autostradă acum. Ești în drum spre București sau spre Pitești? Da. La intrare în București sunt, dar am tras pe dreapta undeva... nu încurc nimic, sunt ok. Bravo. Adică am ieșit de pe autostradă. Tu lucrezi în București, Cosmin? Da. Și vin fiecare zi de la Pitești? Da, și seara mă întorc. Oh boy. Ești singur în mașină? Momentul de față, da. Oricum, vă ascultă și soția, că e în spatele meu cu vreo 10 km. De ce veniți cu două mașini? Au drumuri diferite. Păi dacă avem, lucrăm în companii diferite... Mamă, ce... Și joburi diferite. Ce epopee să faci drumul ăsta zilnic de la Pitești la București, dus întors, da. Și cu două mașini. Da, lăsați o mașină în București când plecați spre Pitești. Mă rog, asta e chestie de organizare. Hai să revenim la jocul nostru. Spuneai că ne asculti de multă vreme. E prima dată când intri în direct la Dublu sau Nimic. Am zis bine? Da. Da? Da. Da, da. Vă ascult de când, aproape de când s-ați pornit emisia. Am înțeles. Excelent. Deci, cu ce te ocupi? Ai întinerit odată cu noi. Lucrez în vânzări. Sunt manager în vânzări. Aha, excelent. Cosmin, ești și norocos că azi e prima ediție și, cum spuneau colegii mai devreme, o rușine de întrebări. Mă rog. Da. Vedem, să nu mă fac eu de rușine. Rușine n-ai cum să te faci la concursul ăsta, pentru că, na, sunt emoții la mijloc, e presiunea timpului, adică, oricum ar fi, de râs nu te faci. Există scuze. Okay. Sigur, am avut cazuri care au ajuns în promo, dar... Să nu uiți că ai 6 secunde la dispoziție, care uneori trec mai repede decât aștepți. Ok. Iar noi așteptăm doar răspunsuri corecte de la tine. Multă baftă, Cosmin. Sper să ne iei toți banii astăzi. Mulțumesc. Hai să începem. 100 de euro. Cosmin, hai să trecem repede de prima întrebare. Și pe urmă să intrăm realmente în concurs. Pentru 100 de euro trebuie să ne spui cine este premierul României. Domnul Ciucă. Băi, băiatule. Domnul general Ciucă. Și mai cum? Rezervă. Întrebarea nu e și de cum și de ce. Am un lapsus cum îl mai cheamă. Uite, vezi? Da. L-a identificat. L-a identificat. Ninel. La? Nicolae Ciucă. Nicolae Ciucă, bravo! Ai prima 100 de euro. Ca să nu fim... Dar mă rog, ai răspuns corect. Vedeți, mă, că nu-i ușor. Să nu sară... din prima. Ca să nu sară lumea pe noi, să spunem că a spus Ciucă în primele 6 secunde. Am validat concursul încă de... Da. Răspunsul chiar de atunci. Da, ce era vreo problemă? Păi, Nicolae a spus mai târziu... Nu era obligatoriu. Nu era obligatoriu. Cum nu știe lumea pe Ciuc al nostru? Cum? Exact. Bine. Nu știm ce facem. Dublăm sau... Dublăm, frate, n-ai cum. Ce înseamnă respectul că lui Văcărui se spunea Nicu? M-a întrebat pe mine? Nu-i Ciucă, nu-i știe nimeni Nicu. Da, Cosmin, pe tine te întrebam. Dacă dublezi sau dublăm. Te oprești aici? Dublăm. Dublăm, Cosmin, da? Dublăm, da, bravo. Dublăm. Gata. 200 de euro. Nici asta nu e grea. Pentru 200 de euro, Cosmin, ce țări unește Eurotunelul de sub canalul Mânecii? Franța și Anglia. Și Marea Britanie.
Da, e. Anglia, domnule, el a fotbal Anglia, Anglia, e ce să mai... Răspuns perfect. E perfect. Perfect. Bravo. Uite așa, ai făcut 200 de euro. În vânzări, în cât timp faci 200 de euro? Băi, faci, nu... Nu-i problemă. Nu chiar greu, dar nici foarte ușor. Am înțeles. Ai 200 de euro, ai putea să-ți dublezi venitul în dimineața asta. Mergem mai departe. Așa, așa, bravo. Bravo, Cosmin. 400 de euro. Eu dai, da. Îți plăceau benzile desenate când erai mic, Cosmin? Când eram eu mic, nu prea erau benzii desenate. Erau mai mult desene animate și, mă rog, de... Bine, când te-ai făcut puțin mai mare, na. Pif, Rahan. Da, ce să zic, Rahan, Pif, cam alea au fost atunci. Bine, Cosmin. E posibil să știi oricum răspunsul la această întrebare, fie și dacă nu ți-ar fi plăcut benzile desenate. Întrebarea este... Ce erou de benzi desenate era îndrăgostit de Lois Lane? Superman. 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 Nu era Spider-Man ăsta? Eu uite. Spider-Man mai timid. Mai timid? Superman era cu... Superman Lover. Era cu Lois Superman Lane. Era. Bravo, Cosmine! 400 de euro! Îți dai seama ce chiu e și soția în mașină singură? Cred că a ajuns în București între timp și ea. Cel mai probabil. Da. Cum o cheamă pe soția? Iulia. Iulia. Bună, Iulia. Oare ce ar face Iulia? Ar merge mai departe? 100%. S-ar opri aici? 400? 800? Eu zic că merg mai departe. Bravo, domnule! N-am pierdut. Dar, în schimb, e un joc frumos. Da. Și cu adrenalina așa de luni de la prima oră. Foarte bun. Asta e atitudinea corectă. 800 de euro. Cosmin, ca să te pregătesc puțin, îți spun că această ultimă întrebare pentru 800 de euro este din geografia României. Ok. Așadar, pentru premiul maxim al primei ediții a sezonului, spune-ne care este cel mai estic oraș din România. Cel mai estic oraș România? Hai. Suceava. Nu mă... Sulina! Aoleo! Ah, fira restul să fie. Ce mi-e Suceava, ce mi-e Sulina? Care? Măi, ăla e cu nordul Suceava. Da, nu, ce Sulina, m-am gândit că Suceava e în... Sulina e. Nord-est. Da. Nu cred că ai știut, mă. Răspunsul frățioare. Tău cu Sulina e corect. Dar... Of. A fost în afara timpului regulamentar. Așa că banii rămân asta la noi, este. Cosmine. Băi, dar ce mișto a fost discuția cu tine și jocul cu tine. Da, chiar îmi pare foarte rău. Foarte mult. Foarte mișto. Eu vă mulțumesc. Să mai suni. Acum, dacă din păcate n-ai poate câștigat... Poate să sune că nu răspunde nimeni, să te mai înscrii. Da. Mai înscrie-te! Cu siguranță voi mai încerca. Îți mulțumim tare mult pentru prima ediție. Tu ai făcut-o să fie atât de spectaculoasă. Mâine plecăm de la 200 de euro, nu? Da. Okay. Deja începe treaba. Începe treaba. Cuști tu niște întrebări sau... Mâine întreabă cine e domnul președinte. Da. Chiar așa. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.